Pătimirea Sfinților Mucenici Trofim și Tala 16 martie, cetatea la Odicei, nu cea din Siria, ci aceea care se află în țara Cariei, între râurile Licos și Melder, în Asia Mică, avea doi preoți, frați după trup, Petrofim și Tala, de neam din țara Cariei, din cetatea ce se numea Stratonica. Ei erau bărbați tari în credință, răvnitori după Hristos și propovăduitorii ai cuvântului lui Dumnezeu și întorcând sufletele cele rătăcite la calea mântuirii, se împotriveau totdeauna elinilor și o cărau slujba lor diavolească, cea de Dumnezeu urâtă. Odată, necurații închinători de idoli fiind mustrați de dânsii, s-au aprins cu mânie, i-au prins pe amândoi și i-au legat între acea vreme, împărățind Dioclețian și Maximian, 286 la 305 a venit în părțile care ei gemonul a sclipiodot și locuia în cetatea ce se numea Vofor, care nu era departe de la Odiceea, deci, mai marele curții la Odicei. Cu ai săi mai mari peste cetăți și sfetnici, au trimis la Igemon, spunându-i despre acei doi preoți prinși, să întrebe ce poruncește să facă cu dânsii cerând răspuns. Deci au luat răspuns ca să-i ucidă pe amândoi cu pietre, apoi, scoțându-i pe sfinții mucenici Trofim și Tala la locul uciderii. Au început să-i lovească, însă sosind îndată Dumnezeiescul ajutor, a stat înaintea sfinților, apărându-i de lovirea pietrelor, încât, câte pietre se aruncau asupra lor, nici o piatră nu i-a vătămat, ci mai ales cei ce le aruncau se răneau pe ei singuri cu acele pietre, deci, ostenindu-se multe ceasuri și nesporind nimic, slăbind, au încetat, mai marele curții și cei cu dânsul, mirându-se de un lucru ca acesta străin, i-au lăsat pe amândoi liberi, iar ei, cu netăcută gură și cu netemătoare limbă, învățau pe toți credința lui Hristos, iar necredința elinească o mustrau, după câteva vreme prinzându-i mai mari cetăților, i-au dus la Igemon, în cetatea Vofor, spunându-i, pe aceștia i-am împroșcat cu pietre după porunca ta, dar pietrele nu s-au atins de dânsii. De aceea i-am adus la stăpânirea ta, atunci Igemonul a poruncit să-i spânzure pe sfinți și să le strujească trupurile cu unghi de fier, fără nicio milă, însă ei, fiind strujiți, strigau cu mare glas, suntem creștini și nu ne vom închina idolilor, iar păgânească poruncă a pământeștilor împărați nu vom asculta, după o muncă ca aceea, Igemonul i-a judecat la răstignire, zicând, să se răstignească, ca și vrăjitorul acela în care cred ei, apoi au dus pe sfinți afară din cetate, unde erau cruci pregătite. Sfinții mergeau cu mare veselie, mulțumind lui Hristos Dumnezeu că îi învrednicește a se sfârși cu un sfârșit ca acesta al crucii și că se fac părtași prea cinstitelor lui Patim și Sfintei Răstigniri. Iar atunci popor mult, bărbați și femei, îi urmau, voind să le vadă sfârșitul și ducându-i la cruci, unii din ai lor le-au adus puțină gustare și i-au rugat să guste, deci, netrecând ei cu vederea poftirea celor ce îi rugau, au primit ceva în gură, iar celelalte le-au împărțit celor ce erau de față. După aceea i-au pironit pe cruci cu piroane de fier și i-au răstignit, după asemănarea răstignirii lui Hristos, și fiind spânzurați pe cruci, grăiau către popor, învățându-i cunoștința lui Dumnezeu și a Sfintei Credințe, și s-a făcut strigare mare în popor, pentru că unii o cărau pe Ghemon pentru tirania aceea zicând că a dat cu negreptate la cumplită moarte pe niște bărbați ca aceia, iar alții strigau, slavăție, Dumnezeule! Că în vremurile noastre s-a arătat puterea lui Isus, iar o femeie vrei că se închina sfinților, pe când erau spânzurați pe cruci, zicând, fericită este mai maica aceea care i-a născut și stătea acolo și maica lor. Privind cu inimă, vitează la pătimirea acelor doi fii ai săi, și mulți din cei ce stăteau înainte adunau sângele sfinților ce pica. Unii își înmuiau basmalele în sânge, iar alții inelele, pentru tămăduirea neputințelor sufletești și trupești, iar mucenicii lui Hristos. Trofim și Tala, rugându-se lui Dumnezeu, și-au dat sfintele lor suflete în mâinile Domnului lor, apoi credincioșii au pregătit pânze curate și aromate cu bun miros pentru îngroparea cinstitelor lor trupuri, și a alergat acolo străjerul temniței, care se închina mucenicilor lui Hristos, mărturisind la tot poporul că i-a văzut pe amândoi suindu-se la ceruri și trei îngeri suindu-se împreună și vorbind cu dânsii. Apoi poporul s-a dus la curtea Igenonului și l-a rugat să poruncească să se ia de pe cruci trupurile mucenicilor și să se dea îngropării. iar Igemonul, mâniindu-se, a poruncit tostașilor ca să bată pe cei ce merseseră acolo. Apoi, trecându-i mâniat, a poruncit că cineva voi poate să ia trupurile celor morți. Și așa, au pogorut pe sfinți de pe cruci și în raclă nouă i-au pus. Apoi s-a făcut ceartă între creștini, unde să-i îngroape pe și, pentru că unii voiau într-un loc, iar alții într-alt loc voiau să-i așeze pe sfinți. Plecându-se ziua, creștinii au fost aproape de trupurile sfinților toată noaptea cu lumânări și cu cântări de psalmi, iar a doua zi a mers femei a igiemonului, ducând aromate bine mirositoare și turnându-le peste trupurile mucenicilor. A acoperit racla cu acoperământ de mare preț și a zis înaintea tuturor, eu... În noaptea trecută, am văzut în vis pe bărbații aceștia trimiși de Dumnezeu împreună cu ungerii, ca să răsplătească bărbatului meu pentru uciderea cea nevinovată. Deci ea a ocărât mult tirania și necredința soțului său. După aceea, mai ca sfinților și doi bărbați cinstiți, Zosima și Artemie, care erau dintr-o cetate și vecinea acelor sfinți mucenici, luând dracla cu trupurile sfinților mucenici, i-au dus în patria lor și i-au îngropat cu cinste, aproape de cetatea Stratonica. Apoi a sosit ziua în care se făcea de păgâni praznicul nașterii lui Diocletian și, mergând Digemonul în Laodiceea, făcea masă mare, veselindu-se cu împăratul său și... Iată, deodată l-a ajuns Dumnezeu a pentru sângele mucenicilor vărsat cu nedreptate, pentru că deodată a căzut la pământ și ca un îndrăcit se scutura, tremurând cu toate mădularele, și era frică mare asupra tuturor celor ce erau acolo și priveau la dânsul. Deci striga cel muncit, unde este idolul Zeus, unde este zeul Ieraclie, unde este zeul Ermis, unde sunt ceilalți zei și zeițe ca să-mi ajute mie, și iarăși zicea, în zadar m-am închinat lor că iată mă dau focului veșnic de Dumnezeu cel adevărat, care este în cer, și de slugile lui, Trofim și Tala, astfel grăind. Glasul strigării lui pretutinden străbătea și își rupea cu dinții carnea de pe sine. Și așa, muncindu-se cumplit și mușcându-și limba, și-a lepădat sufletul său necurat. Deci acela cu tânguire amară s-a dus la zei să-i necurați, ca în iad veșnic să se muncească. Iar sfinții mucenici ai lui Hristos, Trofim și tala, cu glas de bucurie au trecut la Hristos, Dumnezeul nostru, ca veșnic să împărățească înaintea prealuminatului scaun al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, al unuia Dumnezeu între ime, căruia se cuvine slavă în veci. Amin.